Acum să comunicăm cu prietenii sunt, de lucru. Dar asta și ce? Sunt emoționat și pentru că sunt lugoj, eu așa spun, lugoj, nu? Cum se spune? Lugoj. Și așa, așa. Și așa, așa, așa. Deci lugoj, dar am, copil, am stat aici mai jos, după generală 1 sau 4, după școala generală și după unitatea de pompieri, despre Buchini, acolo este o stradă, mi-a evitat, nu cred că zice acum. Și acolo am stat până la 6 ani jumătate, 7 ani. M-am născut la Caransebeș, dar am stat foarte puțin, eram în pântecele mamei și de acolo s-a întâmplat. Practic, bunicii mei sunt îngropați de sănătate, aici, în drumul păgetului la cimitir. Mă bucur mult, deci sunt emoționat când vin, mă bucur că ne-am întâlnit. Atmosfera mi se pare chiar așa foarte, foarte apropiată și prietenească. Mi-e place să cânt în condițiile astea. Sigur, în 45 de ani, 46 de ani de cântat așa profesionist, am cântat de la 100 de mii până la poate 10 spectatori. Emoția și cantitatea de consum spiritual și ăsta pe care îl ai, spiritual, dialogul cu chitară este aceeași. Îmi plac mai mult întâlnirile astea mai empatice așa. Acum să revin la întrebarea lui Mircea. Sigur, a fost o experiență pentru mine extraordinară. Am avut bucuria să stau, să aștept, din vari motive, până când am hotărât cu Mircea să scoatem cartea. Mi-am propusese la doi scriitori. Nu eram nici hotărât și nici nu aveam timp. Sigur că l-așteptam și pe el cu propunerea și când mi-a propus să am făcut discuția noastră, cartea noastră. El spune că este cartea mea, eu spun că e cartea lui, adevărul pe la mijloc. Hai să numărăm cuvintele și o să-mi dați dreptate, e cartea lui Ilie. Este un produs. În muzică se numește omul care îți călăuzește pașii în studiouri și care îți deschide anumite supape interioare. Poți să fii Eric Clapton sau să fii Phil Collins sau cine, se cheamă producătorul muzical. Două din discurile lui Eric Clapton, de exemplu, au fost produse de Phil Collins, care ce face? Îi spune, ușor, acum, hai să atacăm piesa asta, așa, hai să vedem pe disc. Deci, e un om care e un fel de regizor, ca în teatru sau film, producător muzical. El a fost, Mircea, a fost exact producentul ăla, producătorul care a stabilit dimensiunile, lungimile, nuanțele și te conduce producător muzical. Și eu, dacă aș produce pe ceva, aș conduce într-un fel cu cât mai fin, așa, fără să simtă cel pe care îl produce, spunem, cu atât ai și mai profesionalismul mai mare al tău de om care îți faci o hartă a ceea ce vrei să scoți din artistul cu care stai de vorbă sau cu care îi primi studio. Asta s-a întâmplat, a fost foarte discret, până la... De la dar și foarte curios, Ilie. Eram discret, foarte curios, după care am ajuns să le și certăm, în sensul ideatic, nu la modul... Am polemizat, să știți că nu suntem de acord. Polemică, da, cum se cheamă... Da, am lăsat Mircea tot și bine a făcut. Ce să spun, o experiență extraordinară, am zis, dacă alți artiști foarte importanți, pe care eu îi admir și pe care sau cărora le-am citit cărțile biografice, scrise de scriitori, ziariști, biografi, etc., au avut sinceritate de exemplu, biografia lui Clapton are, după bine, am 90, peste 90% sinceritate, spune niște lucruri absolut surprinzătoare și dure și tot ce înseamnă, asta înseamnă că a găsit drumul, el scăpând de dependența îngrozitoare de droguri, și reușit să se întoarcă de pe tunelul ăla fără întoarcere, probabil că asta a fost tributul lui și mulțumirea pe care a dus-o celui de sus și a fost de sinceritate dezamantă, deși are două petițe de 18 metri deja și 20 de ani, care ar putea să fie șocate de ce scrie tatăl lor acum. Eu de obicei în interviuri și cine mă contrazice, probabil că ori are dreptate în cazul lui, dar nu cred. Artistul în interviuri, dacă este 60% sincer, este mult. Este mult. Deci aranjează interviurile și le copiază, inclusiv eu, după să fie bine, să
să fie tot în regulă. În cartea asta, eu m-am străduit și cred că se spun niște lucruri și cu drogurile și cu tot ce s-a întâmplat, mai mult sau mai puțin. Am ajuns la un procent mai mare, tot în a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru faptul că trăiesc fiecare zi pe care o trăiesc și am încercat să fiu sincer, lucruri pe care le-am mintit niciodată. Restul e vorba de citit și e vorba de judecat. Mă bucură mult întâlnirea cu Mircea Mihăieș, suntem prieteni de atâția ani, sunt onorat să vorbească 15 minute despre mine, cu mine de față, mi se pare mult și onorant și n-am cuvinte și o să încerc și o să-i mulțumesc ca și dumneavoastră, de altfel, avându-l pe omul cu care când de peste 20 de ani în recitaluri și încercând să vă, și cu ajutorul lui Horia, să-i mulțumesc și un mic, să vă mulțumesc dumneavoastră că sunteți aici. Pot să vorbesc două cuvinte eu despre Horia. Este un om pe care îl prețuiesc foarte tare. De peste 20 de ani cântăm împreună. O să vorbesc acum și apoi o să cântăm, nu? O să vorbesc, da, foarte bine, ai făcut o plăcere splendidă. Și noi, 20 și ceva de ani de când cântăm recitalul ăsta nostru, pe care îl abgradăm și îl aducem la zi, cu piese noi, etc. Facem un lucru în aparență simplu, simplitatea aceea lăuntrică și importantă pentru orice artist care își caută expresia, trebuie să fie un om simplu și să seamănă profund, dacă reușim, să aducem un tribut, un omagiu, o plecăciune acest instrument pe care îl servim eu de niște ani mai mulți, ori de niște ani mai puțin, datorită vârstei, numit gitara. Deci asta am făcut. În recitarea noastră am pus gitara în fața noastră, am arătat-o și am încercat și noi să cântăm la ea atât că să putem mai bine, să bucurăm pe cei care ne ascultă sau să încercăm să facem și seara asta. Repet, e atmosferă prietenească, apropiată și mie îmi place foarte mult. Așa că, dacă mai adăugăm ceva... Da, vreau să mai spun câteva cuvinte. Faptul că facem o lansare la Lugoș nu e chiar întâmplător. Există în carte și uite, nu, la lucrul ăsta nu m-am gândit înainte. Există niște secvențe extraordinare chiar despre Lugoj. Și nu e vorba de Lugojul neapărat al biologiei lui Ilie Stefan, ci le evocă niște secvențe care spun ceva despre spiritualitatea acestui loc în momente dramatice. Ele se referă la în perioada celui de-al doilea război mondial, se referă de asemenea la câteva personaje probabil foarte cunoscute pentru dumneavoastră din legendele locului și care au fost evocate cu multă tandrețe și cu patetism special care l-am simțit în momentul în care făceam înregistrările și care cred eu că s-a păstrat foarte bine și la transcriere. Deci pentru dumneavoastră sunt sigur că și aceste lucruri vor rezona într-un mod foarte plăcut, așa cum pentru prieteni din Timișoara au regăsit acea Timișoară mitică și mitologică anilor 60, care nu mai există acum, dar care totuși există prin recuperări de acest gen. Și atunci când un mare artist își apleacă vocea, mintea, privirea asupra realității, întotdeauna rezultatele sunt memorabile. Așa că vă rog să nu uitați de această carte. Mulțumesc încă o dată Henriette pentru faptul că ne-a dus aici, lui Alex și bufnițelor pentru că a dus această carte fierbinte la Lugoj și ne pregătim de un moment cu adevărat sărbătoresc, pentru că așa e întotdeauna când ei își au în brațe instrumentele. Ilie Stepan și Horia Crișovan într-un recital special pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc frumos!